Accident spectaculos în Cluj-Napoca și din nefericire și cu urmări urâte. Șoferul unui autoturist Skoda a fost grav rănit pe calea moților, iar traficul a fost blocat mai bine de o oră pe ambele sensuri. În accident au fost implicate două autoturisme, un Skoda și un Renault și un bus. La fața locului s-au deplasat o mașină de descarcerare care a intervenit la scoaterea șoferului din Skoda și mai multe ambulanțe și echipaje de poliție. Practic, șoferul care era pe prima bandă nu s-ar fi asigurat când ar fi încercat să treacă pe cea de-a doua bandă de circulație, pătrunzând în fața unui alt conducător auto de pe cea de-a doua bandă. Flat în mers și care a făcut un viraj și a intrat pe contrasens, acroșând troleibuzul. Până în prezent, șoferul autoturismului care a intrat în coliziune cu autobuzul a fost rănit grav și transportat la spital, precum și alți doi călători din troleibuz sunt cu leziuni ușoare, transportați de asemenea la spital. Numărul victimelor este în dinamică și este posibil să se prezinte și alte persoane cu leziuni pentru îngrijiri medicale, a declarat Carmen Pompaș, purtător de cuvânt al IPJ Cluj. Pentru că circulația a fost blocată pe ambele sensuri, s-a format o coloană de autobuze și troleibuze până aproape de cartierul Mănăștur, respectiv piața Avramiancu. Abia după o oră, autoturismul Skoda a fost ridicat de un echipaj al regiei autonome a domeniului public și traficul a fost reluat.